Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a webinarilor de Parenting Social Moms. În sezonul rece, incidența infecțiilor respiratorii crește semnificativ, mai ales în rândul copiilor. Febră, tuse, nasuri care curg, toate aceste lucruri care sunt câteodată înspăimântătoare pentru noi părinții. Putem face ceva pentru a-i proteja pe micuții noștri de răcelile de sezon. Eu zic să ne urmăriți și să aflăm de la doamna doctor Crenguța Cristina Mămârlă ce putem să facem să-i ajutăm pe micuți să-și consolideze imunitatea și cum să prevenim și să tratăm virozele de sezon, fiind astfel protejați într-o mai mare măsură în fața virusurilor și răcelilor. Deci, o avem astăzi alături de noi pe doamna doctor Crenguța Cristina Mămârlă. Eu vă sfătuiesc să folosiți cu încredere feed-ul de comentarii, să-i punem doamnei doctor cât mai multe întrebări cu lucrurile despre care suntem îngrijorați, despre care vrem să știm mai multe lucruri. Și, bineînțeles, să nu uităm să dăm share acestui webinar, pentru că informația de calitate trebuie răspândită în cât mai multe locuri, pentru că avem nevoie, mai ales în această perioadă, să aflăm părerile specialiștilor, să avem informație de calitate în jurul nostru. Așadar, nu uitați să dați share emisiunii. Chiar și eu voi da în acest moment share acestui webinar, pentru că știu că în comunitatea mea. Am revenit și deja ne bucurăm să avem privitori alături de noi. Victoria Dinu, bună seara! Mihaela Chioveanu, bună seara! Simona Sângeorzean și invită prietenii să se uite și ei alături de noi. Mihai Gavrilă, bună ziua! Bună ziua, bună seara! Cred că bună seara am spus, la mine deja se întunecă, deci este seară. Bună seara tuturor, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Haideți să începem webinarul și să o întrebăm pe doamna doctor până la urmă ce sunt și care sunt infecțiile respiratorii care ne dau bătăi de cap în acest și în general în sezonul rece. Bună seara în primul rând și vă mulțumesc și noastră și firmei Dr. Fito pentru invitație. E un subiect foarte intens dezbătut în ultima perioadă și de fapt în ultimii 2 ani. Noi ne confruntăm des în cabinete cu aceste probleme și mai ales de 2 luni, cred că toți medicii, pediatrii sau de familie acest lucru. Ce sunt infecțiile respiratorii? Păi, infecțiile rezultă în general în urma unui proces infecțios, inflamator, dar infecțiile respiratorii sunt localizate la nivelul arborului respirator. Așa cum știu sau unii dintre părinți știu sau nu știu, aparatul respirator este împărțit în două părți, cum le spunem noi. Există infecții de căi aeriene superioare și, ca și exemplu din ce au auzit de la noi, avem ca diagnostice rinită, rinofaringită, rinoadenoidită, faringoamigdalită, amigdalită. Diagnostice pe care noi le punem atunci când sunt inflamate fie mucoasa nazală, fie mucoasa faringiană sau amigdaliană. Există de asemenea infecții și de căi aeriene respiratorii. Părinții știu deja diagnosticul de laringită, bronșită, bronșiolită, traheobronșită și nu în ultimul rând pneumonie. Acum, în funcție de durata lor, infecțiile de căi respiratorii pot fi acute, cu debut recent și care pot dura până în 10-14 zile, și infecții cronice, care durează de ceva timp, dar care pot dura săptămâni, luni sau chiar ani. Și părinții cunosc termenul de astm bronșic, una dintre cele mai frecvente afecțiuni cronice ale copilului. Ce e bine să nu uităm? E bine să nu uităm că aceste infecții, din fericire, de cele mai multe ori sunt de căi aeriene respiratorii superioare. Nu avem foarte des de căi aeriene inferioare, din cele mai complicate, cum spunem noi, și care necesită un pic un tratament de mai lungă durată.
Dar să nu uităm în același timp că avem gripă, viroză și infecția cu SARS-CoV-2 în prezent. Și cred că asta este o întrebare care va sta pe buzele celor care ne privesc astăzi, să vedem un pic cum facem și diferențele și cum putem să întărim imunitatea copiilor, cum putem să facem ca lucrurile să fie cât mai sigure în această perioadă pentru micuții noștri. O să vă întreb, cred că auziți des această întrebare, mai ales atunci când vine vorba de tratament. Care este diferența dintre infecțiile virale și infecțiile bacteriene? Pentru că știm că noi, părinții, nu avem cunoștințele de specialitate și câteodată ne încurcăm așa în toate aceste aspecte și dacă ne mai hotărâm să mai ascultăm și la ce face vecinul, în loc să mergem la medic sau la pediatru, s-ar putea aici să avem chiar o problemă reală. Diferențele sunt puține. E clar că infecțiile bacteriene sunt produse de bacterii, iar infecțiile virale sunt produse de virusurile. Ce știm? Știm așa, bacteriile și virusurile sunt microorganisme. Ele pot provoca ambele simptome asemănătoare și sunt frecvent transmise pe aceleași căi. Diferențele vin oarecum din tratamentul pe care îl aplicăm în cadrul infecțiilor virale și infecțiilor bacteriene și la structura acestora. De ce? Bacteriile sunt organisme microscopice care trăiesc atât în afara organismului cât și în organismul nostru. Sunt date în literatură care arată că în organism, în corpul nostru, trăiesc peste 10.000 de specii. Unele sunt cu rol benefic și toată lumea cred că a auzit, că pentru că se discută în ultimii ani foarte mult de microbiota intestinală, unde este foarte important echilibrul între bacterii, între bacteriile inofensive și cele care sunt cu un potențial patogen. Dau un exemplu doar de Lactobacillus, de care se tot aude în ultimul timp și cum se discută că practic microbionul intestinal are rol în menținerea imunității, stării de imunitate a organismului. Este foarte important ce mâncăm, pe lângă partea aceasta cu bacterii. Bacteriile sunt foarte puternice și pot supraviețui în condiții extreme. Acum, virusurile sunt tot microorganisme infecțioase, dar ele conțin ARN sau ADN și acesta este închis într-o capsulă proteică. Virusurile nu se pot înmulți singure, ele au nevoie de o gazdă vie. Majoritatea virusurilor nu au niciun beneficiu pentru organismul uman, iar scopul lor este de a găsi, din nefericire, o gazdă vie pentru a supraviețui, a asigura supraviețuirea tulpinii de virus, deci practic pentru a se mulți. Ce e important să știm la copii, majoritatea infecțiilor respiratorii sunt virale, 70-90% dintre infecțiile întâlnite la copii sunt virale, de cauză virală, iar incidența acestora a dat fiindcă părinții ne întreabă deseori, în momentul în care intră în colectivitate, deci practic ating vârsta de intrare în colectivitate, media este 6-8 infecții, episoade de infecții pe an, uneori chiar și mai multe. Dar aici discutăm de infecții virale, nu bacteriene. Pot să existe și infecții bacteriene, dar numărul lor este limitat. Și în acest mod, părinții par îngrijorați datorită numărului mare practic de infecții pe care le au, dar care au un rol în dezvoltarea imunității organismului. Deci nu e rău să răcim și părinții nu trebuie să uite că nu contează momentul în care intrăm în colectivitate. Adică dacă noi intrăm, amânăm intrarea în colectivitate, nu-l dăm la 3 ani, la 2 ani când decidem, dar dăm la 5 ani, va fi la fel. Numărul de infecții va fi același, pentru că face parte din dezvoltarea sistemului imunitar al copilului. Doamna doctor, înainte să trec la următoarea întrebare a mea, o să iau câteva întrebări din online. Sunt foarte mulți privitori, sunt foarte multe întrebări. Maria Daniela Iancu ne spune bună ziua, Cristina Turcaș, bună seara, Cristin Slabu, servus, Teodora Maria Jaworski, acum și cunosc pe Teodora, ar fi culmea să-i greșesc numele, bună seara, foarte mulți privitori și foarte multe întrebări. Teodora ne întreabă, se poate ca un copil de 7 ani să dezvolte un fel de răceală permanentă de la alergiile la carieni?
Ideea formator, copiii cu teren alergic pot să răcească mai des, dar nu cred că este o răceală propriu-zisă, ci este exact de cauză, din cauza alergiei. Manifestările între bolile virale și manifestările alergice sunt asemănătoare. Poți avea tuse strănut și nu înseamnă că e răcit. Poți avea viroze mai multe la un copil cu teren alergic în spate, dar tusea din cauza prafului de care spune de acarien e diferită puțin de tusea într-o viroză. Adică da, poate să tușească sau să aibă simptome mai multe, dar nu neapărat să răcească mai des. Nu asta este cauza, ci simptomele pe care le prezintă sunt mai frecvente. Și Iulia Alexandra Turiac se duce tot în zona alergiilor și ne întreabă în ce moment, după un lung șir de îmbolnăviri, ne gândim, orientăm la alergiile alimentare ca fiind o cauză a îmbolnăvirilor repetate. Ideea asta în felul următor. Eu recomand la copii, pentru că o să discutăm puțin mai târziu, atunci când prezintă un copil infecții recurente, ce facem. Putem începe acum să discutăm puțin. Da, este bine să se facă un control amănunțit. În momentul în care copilul răcește, prezintă răceală după răceală, e bine ca medicul să-i facă o anamneză detaliată și să caute cauzele. Într-adevăr, una dintre cauze poate să fie o alergie alimentară, dar nu neapărat. De obicei, în alergie alimentare nu răcești atât de des. Nu ai simptomatologie respiratorie, poate fi asociat și altă alergie respiratorie pe lângă cea alimentară. Dar nu ne gândim fără o anamneză detaliată și, într-adevăr, sunt necesare și anumite investigații de sânge, examen ORL, trebuie văzut să nu fie un reflux în spate. Sunt mai multe cauze de eliminat în cazul infecțiilor recurente. Teodora ne menționează cu privire la copilul de 7 ani cu alergiile la acarien, nasul mereu cu mucișori. Și cred că sunt multe mămici care se lovesc de această situație, copilași care tot timpul anului au nasul înfundat sau le curge nasul. Vorbim poate de răceli acolo sau poate la praf. Poate să fie cauza alergică la praf, dar în același timp va necesita și un consult RL să se vadă aspectul mucoasei nazale, să vadă dacă prezintă și polivegetațiile acelea adenoide. Da, un copil cu alergie la acarien poate să prezinte năsuc confundat și secreții constant. O să le rog pe Daniela Lungu, Roxana Nicoleta, Nicoleta Toma, Irene Damian să rămână alături de noi, pentru că o să mă întorc la întrebările din online. Acum să revenim la structura noastră de bază, ca să avem așa oarecare ordine în prezentarea acestui subiect atât de util pentru mămici. Haideți să vedem cum se transmit virozele respiratorii, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, foarte mulți oameni au diverse gânduri în minte atunci când îi trimit sau nu îi trimit la grădiniță, când îi lasă sau nu îi lasă într-un loc, tocmai pentru că fiecare crede că virozele se transmit într-un fel sau altul și bine ar fi să ne spună un specialist care este realitatea. Păi, în general, sunt două căi de transmitere. Se spune, noi am învățat așa, direct și indirect. Direct înseamnă pe calea aerului, practic prin picăturile, particulele de salivă pe care le eliminăm și practic pe care persoana din jurul nostru poate inhala, deci picăturile de salivă din secrețiile nazale, mai ales în timpul vorbitului, cântatului, certurilor. Deci cumva particulele ies, persoana de lângă sau de la distanță mică le inhalează și aceasta este calea directă. Există și calea indirectă prin obiecte contaminate recent, evident acestea pot fi suprafețe diverse, jucării, chiar și alimente, și prin mâinile contaminate, adică copilul își duce mânuța la ochi, gură, nas. Dacă a venit în contact cu aceste suprafețe contaminate, șansa să achiziționeze un virus, în mod special un virus, bacteriile un pic mai greu se pot transmite așa, este foarte mare. Ce e de știut? Da, copiii sunt predispuși la aceste infecții, mai ales dacă stau în spații închise. Și aici nu mă refer numai la grădinițe, gata, creșe, școli, oriunde. Da? Suntem vulnerabili în orice spațiu mic închis în care suntem foarte mulți. Tocmai de aceea sunt și aceste reguli de distanțare, cât de cât. Deci este simplu.
Doamna doctor, înainte să ajungem cumva la care sunt simptomele infecțiilor respiratorii și care sunt cele mai frecvente infecții respiratorii, pentru că presimt că aici vom avea mai multe întrebări care sunt legate și de această pandemie de COVID-19. Cred că cei mai mulți dintre noi suntem interesați dacă putem realmente preveni sau dacă există un mod prin care putem preveni virozele respiratorii. Cu siguranță orice părinte, dar să știți că nu numai părinții, și noi medicii ne dorim să putem preveni aceste infecții, mai ales pe cele care sunt recurente, frecvente și care știu că devin o problemă pentru întreaga familie. Doar că infecțiile respiratorii nu pot fi prevenite complet. Totuși avem la îndemână o serie de metode prin care putem întări sistemul imunitar al copilului, astfel încât riscul dezvoltării unei infecții mai grave să fie cât putem de redus. În primul rând, și o să încep cu acest aspect, vaccinarea. Să nu uităm de rolul vaccinurilor până în prezent pentru toate bolile, cel puțin vaccinurile din schema obligatorie, nu obligatorie, ci recomandată de Ministerul Sănătății. Să nu uităm de vaccinarea împotriva bacteriilor, împotriva pneumococului, meningococului și nu în ultimul rând de vaccinarea antigripală. Acum suntem în sezon, din fericire încă nu avem foarte multe cazuri, dar am început să avem, probabil și din cauza respectării acestor reguli, purtatul măștii și a distanțării. Să nu uităm de vaccinarea pentru COVID acum, pentru coronavirus, și zilele trecute FDA deja a aprobat vaccinarea cu vaccinul Pfizer la copilași și cu vârsta între 5 și 11 ani. Primul pas în prevenție este vaccinarea. Doi, este un stil de viață sănătos. Deja știm și se discută constant peste tot, inclusiv în reclamele de la televizor, un stil de viață echilibrat, alimentare corectă și echilibrată. Este bine ca în alimentația copilului în fiecare zi să existe un principiu alimentar, o legumă, o fructă, o proteină, un lactat. Aici o să intervin puțin și o să spun un singur lucru. Să nu fie frustrați părinții ai căror copii nu mănâncă din toate. Nu există perfecțiune. Este bine doar să îi îndrumăm, să le tot explicăm și să le spunem de ce ar fi bine. Există o parte dintre copii care cu greu acceptă fructul, leguma, proteina, dar să nu disperăm și nici să nu forțăm. Alimentele nu trebuie impuse, ci doar făcute să placă copilului să înțeleagă rostul. Mișcarea. Se vorbește de mișcare în aer liber. Este important să-i scoatem afară pe copii, indiferent de anotimp. Acum, nu o să spunem că îi scoatem pe furtună și pe un gernă praznic, dar nu putem avea restricții să nu-i scoatem afară că-s minus 1 grad sau 0 grade. Să practice un sport. Orice sport este bun și orice sport este benefic pentru întărirea sistemului imunitar al copilului. Să respectăm regulile de igienă. Acum, în ultimii 2 ani, am tot vorbit de ele mai mult decât cred că s-au vorbit în ultimii zeci de ani. Și vedem că totuși e benefic, pentru că incidența anumitor boli a scăzut. Sunt foarte rare cazurile de hepatită. Asta e doar o poveste puțin, pentru că totuși se respectă niște reguli. Respectarea ce înseamnă? Să învățăm să se spele pe mâini, să se spele înainte de masă, după ce mănâncă, să se spele pe mânuțe după ce merg la toaletă, să tușească sau să strănute în plica cotului, nu în palmă, pentru că dacă strănutăm în palmă, trebuie să-l învățăm obligatoriu să meargă să se spele pe mâini, să utilizăm acele batiste de hârtie pentru a le arunca într-un coș și nu pe masă la îndemâna altui copil. Ce e important și e foarte greu iară de făcut, să nu ducem copilul în colectivitate când este bolnav. Spun că este greu pentru că teoria e frumoasă și îmi place să le spun părinților, e bine să-l țineți acasă, dar știm bine că e foarte greu să găsești pe cineva cu care să stea copilul acasă. Asta nu înseamnă că îl vom duce, este bine să nu-l ducem. De ce? Pentru că așa cum noi îl ducem sănătos, ne așteptăm ca să nu vină în contact cu un alt copil bolnav, să luăm de la capăt. Deci este bine să evităm contactul cu persoanele bolnave. Este bine să evităm să mergem în locuri aglomerate în perioadele de epidemii, mai ales acum că suntem într-un vârf iară care ne-a cam dat peste cap. Iar un rol în prevenție este somnul, durata somnului, să avem un somn de calitate. Organismul se știe dintotdeauna că în timpul somnului, eu le spun părinților, copiii își refac bateria și o încarcă. Da, este adevărat, după somn copiii sunt foarte energici, dar în același moment și imunitatea lor se întărește. Deci este bine să avem un somn liniștit și să încercăm să le inducem un program de somn.
Nu e ușor, nici asta nu e ușor, știu, e teorie. Dar noi trebuie, suntem datori să încercăm, da? Ce mai fac eu cu copiii mei? Păi, discuția cu un pediatru. De ce spun asta? Pentru că eu în fiecare an încep discuțiile cu ei din luna iulie-august și ne pregătim pentru următorul an, ținând cont de precedentul. Și mai ales la copilașii care au trecut deja de primul an de colectivitate, facem așa o concluzie, cum am trecut de primul an, și ne decidem ce facem în următorul, ce putem îmbunătăți pentru a întări sistemul imunitar. Acum, știm bine că pe piață există numeroase produse pentru imunitate și este o gamă largă. Putem lua în calcul pentru prevenție la copii, la care evident se impune, atât la cei mari cât și la cei mici, fie un imunomodulator pe care îl putem administra în cură de 10 zile pe lună, timp de 3 luni consecutiv. E bine să începem undeva așa, cam prin luna august, sau să utilizăm un preparat pe bază de extracte standardizate. Este bine, și o să vedeți de ce povestesc un pic, ca imunomodulatorul să conțină ceva, ceva care înseamnă lactoferină, beta-glucan, resveratrol și vitamina C. De ce le punctez? Pentru că deja de 2 ani de zile discutăm despre ele, au fost studiate intens și înainte, doar că acum au fost mult mai bine punctate decât cu infecția cu coronavirus, pentru că s-a dovedit rolul lor benefic în infecțiile respiratorii. Sinergismul de acțiune al acestor patru elemente, pe lângă altele, pentru că mai sunt și altele importante, dar acestea patru, este dovedit deja că are un rol important în abordarea profilaxiei infecțiilor respiratorii, inclusiv în infecția cu coronavirus. De ce? Lactoferina s-a dovedit că are rol antiviral, este imunomodulator și antiinflamator. Sunt studii deja care arată că este utilizată în prevenția infecțiilor și mai ales la pacienții infectați cu coronavirus. Resveratrolul, iar are acțiune puternică antioxidantă și antiinflamatorie, și arăta clar că diminuă replicarea virală. Beta-glucanul este un imunomodulator puternic. Acum vom discuta, pentru că este iară foarte important și eu sunt fericită că rolul vitaminei D în ultimul timp a fost foarte bine punctat. De ce? Vitamina D și vitamina C sunt în ultima perioadă, în ultimul an, 2 ani, în centrul atenției. Da, s-a dovedit că vitamina C este utilă în infecțiile noastre respiratorii uzuale, zic eu, cele frecvente, dar în cantități mici. În schimb, în coronavirus, cumva trebuie crescută cantitatea, dar părinților eu le spun așa, nu dăm vitamina C continuu. Vitamina C trebuie administrată periodic. Da, o dăm în infecțiile pe care le avem, dar nu o dăm un an de zile zilnic, nu fără să ne spună un medic. Da? Prefer să folosim legume și fructe care conțin vitamina C și acelea le putem utiliza zilnic. Vitamina D. Toți părinții știau pe vremuri că este utilizat, da, vitamina D importantă să crește mari, frumoși și sănătoși. Da, era în spate acolo un sens. Nu ne cresc doar oasele și mușchii, cum știm toți. Are clar un rol devenit în infecțiile respiratorii, pentru că este clar că incidența infecțiilor respiratorii este mai mare în sezonul rece, când avem mai puțin soare. Și sezonalitatea infecțiilor respiratorii clar se corelează cu sinteza mai scăzută de vitamina D. De zinc, sunt multe studii în derulare și acesta este benefic. Clar a fost dovedit că reduce durata și severitatea simptomelor respiratorii, dar repet, toate aceste lucruri trebuie discutate. Poți să iei, dar nu continuu. Clar, în prevenție sunt perioade limitate pe care le dăm, tocmai pentru că rolul lor este dovedit astfel, nu continuu și nu fără indicația unui medic. Doamna doctor, înțeleg că produsul Fruit Depth de la Dr. Fito conține aceste elemente despre care dumneavoastră ne-ați povestit? Da, conține. Pentru că este important de menționat și acest aspect. Deci prevenirea este... Mi-ați dat foarte multe informații peste cap. Pentru că dacă mă întrebați acum cu vitamina C, aș zis, păi da, trebuie să dăm la copil vitamina C în fiecare zi, acolo să fie totul bine. Poate și frumos. Vitamina C în cantități mici zilnice, să ne înțelegem, nu este benefic, pentru că unii părinți vin și eu, da, de când toată perioada de când cu COVID-ul de una jumătate dăm vitamina C. Sunt niște modificări care apar în organism.
dăm peste cap metabolismul și nu o să comentez acum prea multe, dar nu este benefică zilnic. De aceea sunt și perioade indicate. Da, dacă copilul a răcit astăzi, eu pot să încep să-i dau vitamina C, pot să-i dau și o lună, dar în momentul celălalt mă opresc, mă bazez pe mâncare, pe alimentație, pe vitamina C din citrice. În funcție de vârsta copilului aleg. Toate alimentele și legumele conțin vitamina C. Este clar asta. Unele mai mult, unele mai puțin. Majoritatea conțin vitamina D. Surprinzător, să știți că eu și eu credeam pe vremuri, când nu eram încă studentă, că vitamina D e doar în 2-3 preparate. Nu, este conținută în multe, dar cantitățile sunt infim de mici. Și atunci de asta noi adunăm câte puțin, câte puțin. Dar da, eu nu recomand părinților vitamina C zilnic. Nu fără recomandare medicală. Întrebări. Luăm întrebări din online. Daniela Lungu ne spune așa: bună seara, este posibil ca un bebeluș de 4,5 luni să facă pneumonie de la vaccinul pneumococic? Nu. Nu am întâlnit. Posibil să fie scris pe prospect, dar eu nu am întâlnit și recunosc că administrăm vaccinul ăsta de peste 15 ani. Deci nu de la vaccin faci pneumonie. Vaccinul este tocmai pentru acest lucru, să împiedici să ajungi la o boală gravă cu pneumococ și în general pentru pneumonii și otite era administrat. Nu, dar vaccinul, dacă a putut fi suprapus pe o infecție, putea să-i scadă imunitatea atunci pe moment, da? În perioada aceea, și cumva să fi făcut pneumonie, dar nu de la vaccin. N-am întâlnit. Oana Pestrița ne întreabă: este adevărat că odată ce a făcut un episod de bronșiolită, ulterior este foarte predispus să facă din nou? Nu, din experiență vă spun că nu. Am copii care au făcut 2-3 episoade de bronșiolită până într-un an și ulterior nu au mai făcut. Suntem foarte atenți la acest aspect și căutăm cauza bronșiolitei. Este foarte important, dacă copilul are un teren alergic, există o mare șansă să tot prezinte episoade de bronșiolită din această cauză. Dar nu este neapărat nu neapărat o să apară alte episoade de bronșiolită dacă totodată. Avem întrebări legate de febră și dințișori. O să mi iau doar două dintre ele, pentru că sunt asemănătoare. Strechea Andra Maria ne întreabă dacă apare febră atunci când ies dințișorii, iar Ari Cisteanu, Roxana Nicoleta, ne întreabă dacă se poate face febră peste 39 când apar caninii și măselele. Nu este o regulă niciuna, nici cealaltă. Sunt copii care fac febră când le ies dințișorii, dar o febră mică, nu 39-40. Sunt copii care nu fac deloc. Nu este un necesar. Este bine ca acel copil care a făcut 39-40 să fie evaluat totuși de medic, pentru că deși se spune că la ieșirea caninilor sau premolarilor pot să ai 39-40, eu nu am avut copii cu 39-40, ci doar temperaturi mai mici. Cel mai bine este să fie văzut și să se infirme prezenta unei alte infecții. Ionela Nicoleta ne întreabă dacă este adevărat că aducându-l în colectivitate așa își formează imunitatea sau este un mit? Nu aducându-l în colectivitate își formează imunitatea. Spuneam mai devreme că oricând întârziem introducerea copilului în colectivitate, dar nu neapărat grădiniță. Colectivitate înseamnă să ieșim în lume, să ne întâlnim cu vecinii, cu prietenii, să plecăm la munte, la mare cu ei. Este tot o adunare, copiii își pot transmite virusul și în aceste condiții. Dar nu este obligatoriu să-l pun în grădiniță ca să-și dezvolte imunitatea. Nu, este un mit. El trebuie să meargă la grădiniță ca să-și dezvolte personalitatea, să socializeze, să se dezvolte el, vorbind copilul. Acesta e motivul pentru care îl trimite la grădiniță, nu pentru a-și dezvolta imunitatea. Că lucrul acesta se întâmplă în paralel? Da, se întâmplă. Gabriela Niculae, Marina Uliniuc, rămâneți alături de noi, precum și ceilalți care aveți întrebări, pentru că o să revin imediat și la întrebările pe care le-ați pus aici în spațiul de feed la comentarii. Acum, revenind la structura webinarului de astăzi, haideți să vedem care sunt cele mai frecvente, până la urmă, infecții respiratorii. Cele mai frecvente infecții respiratorii sunt virozele. Așa cum am spus și mai devreme, 70-90% dintre ele sunt viroze. Cele mai frecvente diagnostice pe care le spunem părinților sunt rinită, rinofaringită, rinoadenoidită și amigdalită.
Gripă, în prezent, nu putem spune că e frecventă, dar anul trecut a fost destul de frecventă, nu anul trecut, acum 2 ani, înainte de pandemia cu coronavirus. Cred că trebuie să discutăm un pic de simptomele care apar la copii în infecții respiratorii și care pot varia, pot varia în funcție de vârsta copilului. De ce? Un sugar poate să aibă anumite manifestări în cadrul infecțiilor, un copil mic și un copil mare alte manifestări. Simptomele apar în funcție de localizarea infecției. Practic, majoritatea sunt cu năsuc înfundat, rinoree, se ne curgă năsuc cu mucișori apoși sau secreții mai grosuțe, nas înfundat, tuse, strănut. În situații mai complicate pot să apară și dificultăți de respirație. Poate să prezinte febră copilul, dar nu este o regulă, inclusiv copilul mic, inclusiv copilul mare. Copilașii mici sunt mârâiți, sunt agitați, refuză alimentația, mai ales atunci când au și un disconfort în gât, la înghițire. Poate să-i doară în gât, poate să apară dureri de ureche. La acestea se poate modifica starea generală, dar repet, în funcție de copil, de particularitățile acestuia. Și pot asocia diverse simptome digestive, dureri musculare, dureri de oase, erupții. Doamna doctor, dar sunt diferențe între simptomele pe care le au copiii și, nu știu, dacă este o viroză, dacă este o infecție, nu știu, cauzată de un virus sau de o bacterie sau, uite, de gripă sau coronavirus sau, nu știu, există anumite simptome pe care părinții le pot remarca și să-și dea seama cam în ce direcție evoluează situația sau nu? Nu e să facem ușor și nici simplu. Să spunem cumva că între gripă și infecția cu coronavirus numai testul ne mai poate pune diferența în prezent. De ce? Practic orice copil, mai ales dintre cei contacti, pot avea diverse manifestări și suspectăm de infecția cu coronavirus. De ce? Diferența ar fi un pic pentru că într-o viroză simptomele apar un pic progresiv. În gripă și în infecția cu coronavirus, infecțiile pot debuta brusc. Brusc ai febră, brusc tușești uscat, mai ales în gripă și coronavirus, dar nu este neapărat o diferență, pentru că, repet, până în prezent testele ne-au ieșit pozitive la orice simptom: nas înfundat, rinoree, tuse, febră, durere în gât, mai ales la cei contact știuți. Adică nu orice febră înseamnă coronavirus sau gripă, da? Dar simptomele deja sunt mixte, variate și toți vor fi în procent de 80-90% suspecți de coronavirus, cel puțin în perioada aceasta. Pot asocia acum și simptome digestive, deci este un mix de simptome la acești copii și nu trebuie să ne panicăm. Repet, nu ne panicăm, pentru că oricum ar fi, este clar dovedit că, deși în ultimul timp mă uitam pe statistici, în ultimele zile avem în medie așa în grupa de vârstă 0-9 ani între 200-300 de copii pozitivi pe zi, iar între 0 și 10 și 18 ani dublu, uneori triplu. Din fericire, simptomele lor sunt minore, adică da, fac febră, tuse, mucișor, dar trecem peste simptome în 90% din cazuri acasă, poate chiar mai mult procentual. Sunt puțini care ajung în spital, dar ajung în spital copiii cu vârste foarte mici sau cei cu comorbidități pentru a fi supravegheați. Adică nu e chiar atât de rău. Ideea este să nu ne panicăm și să nu spunem: aolei, s-a înfundat nasul, are coronavirus. Nu cred, dacă noi știm că în context, în jurul nostru, nu a venit cu nimeni cunoscut în contact. Noi ne știm că ne-am protejat cât de cât, pentru că 100% nu ne putem proteja, șansa să aibă nu e atât de mare. Dar da, există acest risc. Și presupun că întotdeauna să ținem, cel puțin în această perioadă, dacă nu tot timpul, de fapt și de drept, să ținem totuși legătura cu medicul care ne urmărește copilul. Nici să nu ne panicăm foarte tare, dar nici să nu ne culcăm pe o ureche și să interpretăm până la urmă. De aceea v-am și pus această întrebare, dacă putem să interpretăm noi simptomele sau mai degrabă să urmărim copilul. Putem să-l urmărim. Marina Uliniuc ne întreabă: care este diferența dintre bronșită și bronșiolită și cum putem preveni de la primele semne de răceală să ajungem acolo? Diferența între bronșită și bronșiolită e un pic de vârstă. În general, bronșiolitele sunt frecvente cam până în vârsta de 2 ani ale copilului. Diagnosticul de bronșită frecvent se pune după vârsta de 2 ani.
diferențele sunt un pic și altfel clinic. Noi medicii le punem în funcție de ceea ce ascultăm pulmonar, deci colaborând datele clinice și vârsta copilului se pune diagnosticul. Pentru mine, între bronșită, bronșiolită nu e nimic grav. Ambele trebuie tratate corespunzător, sunt diferențe minime între ele, dar repet, sunt lucruri pe care le stabilește medicul pe anumite criterii. Cum putem, dar putem preveni? Putem să remarcăm că este o răceală sau sunt anumite simptome pe care le vedem și să facem ceva de la primele semne. Părinții deja recunosc după primul episod de răceală, după primul diagnostic de bronșiolită, îi recunosc acel zgomot, wheezing, e o respirație șuierătoare. În general, în bronșită nu avem neapărat acel zgomot, dar repet, diagnosticul este un pic mai mult pe vârstă aici. Da? Pentru că și în bronșită pot să am un zgomot înșuierat și nu-i neapărat bronșiolită. Deci, repet, criteriile sunt de vârstă și ceea ce ascultăm pulmonar. Dar nu poți preveni decât dacă ai o cauză care se poate stopa în spate, da? Dacă ai cauză, zicem, refluxul, bronșiolita poate să aibă o cauză, refluxul gastroalimentar, da? Poate avea cauză de teren alergic, dacă sunt alergic, pe care poți să le rezolvi, da? Adică o alergie, nu pot să rezolv alergia la praf. Deci aceea momentan rămâne, pe măsură ce crește, organismul învață să tolereze praful. Nu se pot face desensibilizări la vârste mici. Deci dacă sunt cauze care le poți rezolva, poți preveni. Dar, repet, trebuie discuta cu medicului care îi va explica particular acelui copil de ce a făcut bronșiolita. E un episod pur și simplu declanșat viral? Ok, așteptăm, vedem ce se întâmplă, mai face la următoarea viroză tot bronșiolita și se tratează, adică nu este ceva complicat și nici nu pot spune că bronșiolita pe viitor va dea bronșic. Sunt niște criterii pentru a trece într-un diagnostic de boală cronică. Ana Maria Dumitru ne întreabă: când mergem la medic în cazul unei viroze, cum urmărim gravitatea pentru a decide intervenția medicului? Mulțumesc! De principiu, dacă copilul prezintă simptome minore, adică face febră, îi curge nasul, tușește, dacă este cu stare generală bună, mănâncă, nu are alte modificări, pot să monitorizez acasă, să-i dau un antitermic, să-i curăț nasucul. Dacă începe să nu mai mănânce, să zacă, da? Să fie apatic practic, să nu mai facă activitățile pe care le avea înainte, să refuze alimentația, să tușească rău, trebuie mers la medic. Dacă febra lui este constant mare, peste 38,5 și nu poate și nu cedează la antitermice, iar trebuie mers și văzut de medic. Doamna doctor, o să revin puțin la întrebările mele, după care mai luăm din întrebările din online. Chiar vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de noi și sunt extrem de multe întrebări. Chiar o să fac tot posibilul să reușim să luăm cât mai multe. O întrebare care este întotdeauna o dilemă pentru un părinte: când se impune tratamentul cu antibiotic și cu ce îl putem asocia astfel încât să nu fie chiar atât de dăunător în altă direcție? Tratamentul cu antibiotic se impune clar când avem o infecție bacteriană, da? Și cum dovedim noi infecția bacteriană? E cealaltă întrebare. Păi e un pic simplu pentru noi medici, mai traumatizăm pentru părinți, pentru că vom cere analiză de sânge. Adică sunt foarte puține cazuri în care noi punem diagnosticul de infecție bacteriană doar clinic. Nu spun că nu sunt excepții, sunt, dar trebuie să dovedim în majoritatea situațiilor, mai ales când febra copilului persistă pentru peste 3 zile, când starea generală e modificată, trebuie să știm de ce. Da? Și pe lângă datele clinice pe care le luăm, facem analize, dovedim că infecția e bacteriană, bun, ce facem, dăm tratament cu antibiotic. Acum, eu le spun părinților așa, era moda asta și este încă, există în administra un probiotic pe lângă. Da, pot să le dau un probiotic sau pot în același timp să le dau un iaurt să mănânce zilnic copiilor care acceptă, da? Cumva partea asta de asociere poate fi foarte utilă. Nu am înțeles și nu înțeleg de ce să dau constant un probiotic când am la îndemână iaurtul. Nu sunt contra, doar ne ajută foarte mult acest aspect. Ce mai putem asocia tratamentului cu antibiotic? Păi putem să dăm fitoextracte standardizate care pot potența acțiunea acestuia și poate scădea cumva durata bolii. Durata bolii, să nu se înțeleagă greșit acum că în loc de 7 zile voi lua antibiotic 5 zile sau 5 zile dacă îmi recomandă medicul voi lua 3. Nu. Starea generală a copilului se îmbunătățește mult mai repede asociind și cumva ajutăm la o vindecare, ajută ca organismul să se vindece mai repede.
Și dacă avem o infecție respiratorie, și aici putem, nu știu, urmări anumiți pași pe care îi putem face acasă pentru a trata. Am vorbit despre prevenție, dar acum am ajuns cumva în faza de tratament. În infecție respiratorie ne referim acum la cele virale. Da. Tratamentul în general nu este specific, ci este simptomatic, cum numim noi medicii, adică practic tratăm simptomele. Da? Le dăm, dacă îmi curge nasul, ce fac? Îi dau, îi curăț nasucul. Da? Cum îi curăț? Și aici era o întrebare, știu mai de. Adică părinții ne întreabă frecvent la copiii mici cât de des folosim aspirarea, mă rog, batista sugarului. Păi nu o folosim foarte des, o folosim la cei care sunt încărcați cu mucișori mulți, le împiedică alimentația, se supără în timpul meselor, practic îi deranjează și atunci folosim. Și dacă, să spunem, au și un somn agitat din cauza acestor secreții nazale. Suntem atenți în primul la cantitatea de lichide pe care o consumă. E foarte important să ne hidratăm bine în cadrul infecțiilor virale și a tuturor infecțiilor în general. Febra. Dăm antitermice, dar dăm și noi antitermice, discuțiile sunt în spate, la ce temperatură? Păi dăm și noi la peste 38,2 sau la temperatura la care îi creează un disconfort copilului. Pentru că în general, dacă stați să mă întrebați pe mine, vă spun ceva, nu se dau antitermice așa nici la fiecare croșet febril. Pentru că îl încărcăm de medicamente. Febra a observat părinții care au avut putere și au rezistat că le scade și de la sine. Da, poate că nu le scade în 30 de minute. Nu mă refer la temperaturi de 39-40 de grade, dar la un 38. Hai să vedem, copilul zburdă prin casă, aleargă, hai să-l hidratăm, să-l dezbrăcăm. Poate avem noroc și scade și atunci cumva rărim și intervalele acestea de administrare ale antitermicelor. Pentru că sunt medicamente foarte multe. De tușit. Ok, aici trebuie să fim atenți. Tusea nu se inhibă. Da? Este important ca copilul să tușească, să scoată secrețiile pe care le are. Nu să le facem să stagneze acolo în plămâni. Dar în cazul în care copilul tușește foarte mult, evident, îl împiedică să doarmă sau în cursul zilei, practic, îi împiedică activitățile, da, dăm un tratament simptomatic, dar nu la modul de a suprima tusea, da? Doar să o liniștim puțin, să o calmăm. Acum, ce durerea în gât, dacă apare? Bun, ne doare gâtul la copilași și mici, în general, aceștia smăriți, agitați când mănâncă. Da, putem să utilizăm un spray local, putem să le dăm ceaiuri cu miere, nu cu lămâi, atenție, pentru că atunci când gâtul este inflamat, îi ustură și mai mult, deci le accentuăm disconfortul, se poate administra vitamina C și altfel. Eu le mai recomand oricum tuturor copiilor repauza domiciliu în perioada în care sunt răciți. Este foarte important ca organismul să se odihnească și să nu fie dus, cum am mai spus, în colectivitate. Este bine de știut oricum că infecțiile virale evoluează către ameliorare într-o perioadă de 7 până la 14 zile. Doar e bine de ținut minte că după o infecție acută, organismul intră într-o perioadă de convalescență în care este vulnerabil imunologic, care poate să dureze 2-3 săptămâni și care organismul ar trebui să se refacă, dar dacă vine în contact cu cineva răcit, face o nouă viroză. Și aici se pot utiliza pentru perioadele acestea de post-convalescență, deci după boala acută, se pot utiliza preparate pe bază de fitoextracte standardizate, acestea fiind beneficii nu numai în prevenție, dar și în tratament. Și care, dacă le asociem tratamentului simptomatic, poate scurta durata și severitatea simptomelor și ajută mult organismul să se refacă după un episod acut. Doamna doctor, haideți să mai luăm câteva întrebări de la cei care ne privesc și revenim imediat și la partea aceasta cu mituri și adevăruri despre infecțiile respiratorii. Până atunci, Gabriela Nicolae ne întreabă: bună seara, care este doza zilnică de vitamina D pentru un sugar de 6 luni? Pentru că am vorbit despre importanța acestei vitamine. 800 de unități, se poate da și 1000 de unități. Adina Bănică ne spune: bună seara, fetița mea de un an și 8 luni a fost răcită și în urma răcelii a rămas cu o tuse de care nu mai scăpăm, indiferent de siropul folosit. Ne puteți recomanda ceva în această privință? Mulțumesc anticipat. Cred că mulți părinți au această problemă cu această tuse care rămâne așa pe termen lung după anumite răceli. Da, este important acum cât de frecventă această tuse, pentru că dacă este rară, se lasă în pace. Exact cum spuneam, este o perioadă de vulnerabilitate
după un episod acut în care organismul trebuie să se refacă. Nu toate simptomele dispar în acea perioadă de 10-14 zile. Putem rămâne cu un episod, cu episoade de tuse rară, dar aici trebuie văzut cât de cât timp tușește după acel episod. Ce e în spate? Există, exact cum spuneam la început, o cauză? Are vegetația adenoide? Are năsuc cu obstrucție nazală? Are vreo deviație de sept? Are teren alergic? Adică trebuie să excluzi alte cauze pentru care tusea aceea persistă și când o excluzi rămâi cu acea tuse reziduală care poate să dureze o perioadă de timp în care poți să lași copilul în pace. Dar repede, depinde de intensitatea simptomului. Ari Cisteanu, Roxana Nicoleta ne întreabă ce recomandați pentru imunitate pentru un copil de un an și pentru unul de 7 ani. Dar să știți că este o întrebare care a venit de la foarte mulți privitori și se referă de când putem să începem să dăm anumite produse pentru consolidarea sau pentru creșterea imunității și cum am putea să facem lucrul acesta în funcție de vârsta pe care o au copilașii. Cum spuneam mai devreme, la prevenție se poate asocia un imunomodulator. Eu începeam și am început copiii mei, recunosc, din luna august, cu unii din luna iunie, pentru că, repet, am decis în funcție de ceea ce trăim, dar se poate începe oricând. Da? Acea cură de imunomodulator 10 zile pe lună, timp de 3 luni. Putem începe oricând de azi înainte. Și de la vârstă, ținem cont de vârsta. Preparate copii care sunt speciale pentru sugărei sau copii, sunt preparate care sunt utile pentru copiii cu vârsta peste 3 ani. Deci se alege în funcție de vârsta copilului. Deci ne uităm pe prospectul produsului, vedem care este doza recomandată pentru vârsta pe care o are micuțul și pentru important este dăm 10 zile pe lună timp de 3 luni. Deci dumneavoastră ați început din august, cumva august, septembrie, octombrie, ca să ajungeți acum în perioada aceasta în care, uite, că se pare că lucrurile încep să escaladeze ca în fiecare an de altfel. Dar nu este târziu nici acum să înceapă. Dar nu este târziu nici acum să înceapă. Diana Ioana ne întreabă, bună seara, când este recomandată să face vaccinul antigripal pentru acest sezon? Am început deja vaccinarea de 2 săptămâni, deci da, s-a început deja din cumva de la sfârșitul lunii octombrie. Oricând de acum încolo există vaccinuri, și cel intranazal și cel injectabil. Doamna doctor, sunt atât de multe întrebări încât îmi doresc să pot să le cumva să văd care sunt asemănătoare ca să putem răspunde la cât mai multe persoane. Gina Elena ne întreabă dacă ajută aparatul de aerosol în urma unei otite care a recidivat. Pe lângă antibiotic am primit de la medicul pediatru recomandarea de a face aerosol. Și aceasta este o întrebare pe care mulți părinți o au. Ne referim la aerosol, sunt două tipuri. Aerosolii care îi folosim cu măscuță la nas sau aerosol pentru că sunt aparate cu aer salin în cameră. Acum, aparatele de aerosol sunt destul de disputate în ultimele luni și în ultimul an. Îl folosim când trebuie și când avem o recomandare medicală ne ajută. Și spun asta pentru că clar colega mea de la ORL vi l-a recomandat pentru a curăța năsucul și acele secreții să nu stagneze ca să mai meargă să determine otita, să mai apară otita. Deci da, puteți să-l folosiți dacă este indicat de medic. O altă întrebare care vine de la foarte mulți părinți, acum o să citesc întrebarea de la Ruxi. Cam câte zile este un copil contagios de când debutează o răceală viroză dacă nu este coronavirus? Cam cât timp izolăm copilul când este răcit? Fetița mea, spre exemplu, are fond alergic și rămâne cu mucișor și tuse 3 săptămâni după o răceală. Și aș vrea să știu cam cât timp ar trebui să nu socializăm. Acum, primele zile, eu recomand părinților ca în primele 5-7 zile să ne izolăm și spun de ce. Pentru că nu scăpăm de virus în 3 zile. Cum spuneam, în intervalul în care noi scăpăm de virus e până în 14 zile. Dar e în funcție de simptome. Dacă are o tuse încărcată cu secreții, aceasta nu cred că e provocată de terenul alergic și atunci riscăm să transmitem. Dar media este undeva 5-7 zile, repet, în funcție de intensitatea simptomelor pe care le are. Da, este greu la copii cu teren alergic în spate pentru că la ei persistă, dar trebuie să facem diferența. Ai curgea năsucul, erau mucișori apoși. Acum nu-i mai curgeare doar tusea aceea pe care o știm înainte că persistă, atunci e ok, poate după 5 zile să intre în contact cu ceilalți copilași.
Ștefana Miret ne spune bună ziua. Ați văzut până acum cum au evoluat copiii cu bronșite, wheezing recurent și alergie la mucegai dacă au contactat coronavirus? Să mă gândesc cum să interpretez un pic întrebarea. Dacă cumva cred că întreabă dacă au fost copii cu teren alergic la mucegai, dacă au evoluat mai rău. Nu au evoluat mai rău și nu au avut complicații. Au avut manifestările acelui wheezing persistent, tuse, mucișor, febră, dar nu au evoluat mai grav pentru că au avut un teren alergic în spate. Da, doctor, hai să trecem și la mituri pentru că nu mai avem decât 10 minute din acest webinar și sunt convinsă că or să mai vină foarte multe deja, mai sunt multe întrebări și or să mai apară și cred că este important până la urmă să dezbatem și aceste mituri urbane, cum că, nu știu, copiii se îmbolnăvesc pentru că umblă prea dezbrăcați. Fie că vorbim de în casă, afară, că nu știu, au o ținută nu tocmai adecvată. Nu, copilul trebuie îmbrăcat ca și noi și copilul în primul rând se îmbracă conform temperaturii mediului ambient. Dacă îi înfofolim, nu facem decât să le creștem temperatura și determinăm să transpire, ceea ce nu este bine. Cred că copilul trebuie îmbrăcat cum se simte confortabil și mă refer în special la cei care pot vorbi și povesti, nu mai gros decât noi. Sugărei, la fel le povestesc părinților, îl vedeți dacă l-ați îmbrăcat și l-ați pus în pat și sugărelul, cât e el de mic, se agită, se mârie, ori e cald, ori e frig. Îl vedem, adică cumva simțim acest lucru, dar clar faptul că îi ținem dezbrăcați sau îmbrăcați nu le face bine. Deci trebuie să-l îmbrăcăm conform mediului înconjurător, temperatura și a modului în care îi se simt bine. Haideți să vedem ce părere aveți despre acest stat în curent. Acum deja suntem renumiți ca stat român cu curentul acesta. Cred că a fost un pic greșit înțeleasă partea cu curentul dintotdeauna. Nu ne îmbolnăvim dacă stăm în curent, clar, dar ne îmbolnăvim dacă acel curent este într-un mediu în care circulă virusuri și bacterii. Pentru că, de fapt, curentul e periculos doar când transportă ceva care ne poate contamina. Deci nu ne îmbolnăvim când stăm în curent simplu. Nu ne îmbolnăvim dacă stăm și ținem copiii cu geamul deschis, pentru că și asta este un mit. Da, este bine să aerisim, mai ales în ultimul timp, dar dintotdeauna este o regulă aerisirea, nu acum că avem coronavirus. Trebuie să aerisim des, este important și benefic pentru organism să aerisim. Deci nu ne îmbolnăvim dacă stăm cu geamul deschis. Deci acest stat în curent este deja unul dintre miturile care or să rămână așa în istoria poporului român. Sperăm că începem să înțelegem mai degrabă ce se întâmplă în acel curent și nu neapărat curentul în sine. Iulia Alexandra Turiac ne spune, pentru că am vorbit despre aceste îmbolnăviri recurente și cumva mai toți părinții știu că în primul an de colectivitate copiii pot să răcească chiar și o dată pe lună, știu cumva și se așteaptă la acest aspect. Doar că Iulia Alexandra Turiac ne povestește așa: copil cu îmbolnăviri recurente, 16 episoade de viroz în intervalul iulie 2020 iulie 2021, care coincide cu primul an de colectivitate. Ne spune la ce este testat, doamna doctor, fiți atentă că eu nu mă pricep la acest aspect. Este testat de imunoglobulină IgA, IgE, IgG, IgM modificate, probocal, protectină fecală în parametri, înseamnă alergii. Se poate ca cele 16 viroze să fie cauzate de alergia la proteina laptelui de vacă. Acum n-am înțeles prea bine ce analiză a făcut, dar o să spun așa. 16 viroze nu pot fi provocate de o alergie la proteina laptului de vacă. Teoretic ar trebui să aibă IgE-ul la proteina laptului de vacă pozitiv. N-am înțeles dacă calproteina fecală este pozitivă. Am înțeles că în parametri. Deci este normal. Calproteina normală înseamnă că nu are o inflamație pe tubul digestiv, ceea ce e foarte important. Da? Deci calproteina asta ne arată o inflamație. Nu există, nu este inflamație. Nu înseamnă că nu are teren alergic în spate, dar întrebarea mea ar fi: câte din aceste episoade au fost tratate cu antibiotic? Da, este foarte important, pentru că dacă au fost tratate simptomatic și toate au trecut și toate au fost simple, cu un pic de nas, strănut, tuse, cu febră într-adevăr, și copilul a trecut bine peste ele fără să ajungă internat în spital, nu este o problemă gravă. Da, se pot utiliza acele preparate de care am spus eu mai devreme, dar la acești copii cu intervale foarte mari de recurență se pot utiliza nu 10 zile pe lună, se pot utiliza 20 de zile pe lună timp de 3 luni consecutiv. Da? Acele preparate. Deci un pic diferit. Prevenția înseamnă 10 zile pe lună,
practic la recurențe, frecvențe, dăm 20 de zile pe lună, timp de 3 luni. Deci, cu siguranță avem întotdeauna nevoie și de părerea unui specialist, unui medic. Multe întrebări legate din nou de colectivitate. Baron Bianca Elena ne spune: doamna doctor, îl duc pe cel mic la creșă 3 zile, apoi stă acasă 3 săptămâni. Cum procedăm? La fel și Ionela Nicoleta, după ce merge 3 zile la grădiniță, stă 2 săptămâni acasă și tot așa. Ce putem face? Exact asta spuneam mai devreme cu statul acasă, că asta le recomandăm și noi părinților în primul an de viață, să aibă de backup pe cineva care stea acasă copilul, pentru că da, e important după cele 3 zile să stai 2 săptămâni acasă. Exact cum spuneam, trebuie să căutăm să fim siguri că în spate nu se ascunde ceva, nu ceva grav, ci acel teren alergic de care spuneam sau o imunodeficiență secundară, da? Adică nu sunt lucruri grave care pot cauza aceste infectări frecvente. E procesul de imunizare naturală al organismului și e firesc. Problema se pune la cei copii care ajung de fiecare dată la tratament cu antibiotic. Adică fiecare infecție virală se suprainfectează, tratăm cu antibiotic și cele 16 viroze ar fi tratate toate cu antibiotic pentru că s-au suprainfectat. Acolo e o problemă de imunitate și trebuie să o căutăm prin investigații. Dar când perioada de antibiotice, frecvența utilizării antibiotice este de 3, 4, 5, maxim 6 ori pe an, nu este o problemă dacă copilul a fost tratat în ambulatoriu și nu a ajuns internat în spital pentru a face tratamentul injectabil. Deci sunt un pic diferit privite lucrurile de imunitate. Când ai imunitatea scăzută, astfel încât să intervii mai agresiv pe organism. Dar trebuie discutat cu medicul, asta e important. Doamna doctor, a venit un șir foarte lung de persoane care întreabă, atât G, Lo, Baron, Bianca, Elena, Alexandra, Stan, Loredana, Râmnicianu. Ne întreabă despre ce preparate este vorba. Ne scuzați, dar am prins discuția târziu. Haideți, pentru că tot mai avem doar 3 minute din acest webinar, să le răspundem mămicilor care sunt interesate. Ce sunt, despre ce produse vorbim, atât când vine vorba de prevenție, dar și de tratament pentru a trece peste aceste perioade mult mai ușor. Mă spuneam mai devreme de imunomodulator, da? De utiliza, care conține acele trei care are cele trei componente cu efect sinergic. Bineînțeles, nu sunt doar acelea, pentru care și vitamina C și câteva vitamine din grupul B, deci care conține lactoferină, resveratrol și beta-glucan și se pot da, dacă puteți, în spotul publicitar ulterior. Sau există un preparat cu fitoextracte standardizate care se poate utiliza la sugari. Deci este un preparat care se poate utiliza până în vârsta, de fapt la orice vârstă, dar inclusiv la sugari. Este sub formă de picături. Diferența constă în modul în care le administrăm. Dacă dăm în prevenție, dăm 10 zile pe lună. Dacă dăm în perioada de vulnerabilitate, după perioada acută de boală, putem da 10 zile sau considerăm, medicul poate considera și 20 de zile. Sau la cei cu recurențe frecvente, dăm 20 de zile pe lună consecutiv 3 luni. Aici e doar în funcție de cum le alegem și cum le administrăm, dar alegerea este pe vârste. Da? Pentru că acel preparat care conține acele trei componente sinergice se poate administra peste vârsta de 3 ani. Celălalt, care este sub formă de picături și se poate administra și sub vârsta de 3 ani, este la fel de benefic, pentru că fitoextractele pe care le conține sunt cu efect sinergic. Deci, repet, trebuie să le alegem în funcție de vârstă și și pentru ce le dăm. Da? Dăm în boală acută, post-boală acută sau în recurențe multiple. Doctor Baron, Bianca Elena ne întreabă dacă aceste produse se pot da și în ALPV, cred că alergia la proteina laptelui de vacă. În alergia la proteina laptelui de vacă putem să utilizăm pe cel care... Da, unul dintre ele se poate utiliza într-adevăr. Repet, este bine să citim prospectul și ceea ce conține. Lactoferina se dă în funcție de risc-beneficiu la copii cu alergie la proteina laptelui de vacă. Da? În funcție de manifestările pe care persoana le are la proteina laptelui, copilul le are la proteina laptelui de vacă. De aceea spun, unul dintre ele nu conține lactoferină și acela poate fi utilizat.
Ioana Irina Vermeșan întreabă dacă va fi disponibilă înregistrarea acestui live pe vreo platformă. Asta este o întrebare la care eu o să vă răspund și o să vă spun tuturor că înregistrarea acestui webinar va fi disponibilă imediat după terminarea live-ului, atât pe pagina noastră de Facebook, cât și pe canalul de YouTube Social Moms. Deci dacă ați pierdut informațiile și ați intrat mai târziu în acest webinar, fără grijă, imediat după ce terminăm, adică în 30 de secunde mai exact, puteți să vedeți înregistrarea atât pe pagina de Facebook cât și pe canalul de YouTube Social Moms. Mulțumim încă o dată tuturor celor care ne-au primit până la urmă în casele lor. Le mulțumim tare mult celor care au pus întrebări. Mulțumim tare, tare mult, doamna doctor Crenguța Cristina Momârlă. Ați răspuns cu foarte multă răbdare și foarte mult profesionalism întrebărilor noastre așa venite din toate direcțiile posibile, dar cam așa stă treaba când vorbim de părinți și copilași și viroze de sezon și toată această perioadă cumva complicată. Mă bucur tare mult că cei mai mulți dintre dumneavoastră vin așa și spun mulțumesc, 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 mulțumim pentru informații foarte utile, mulțumim frumos și noi vă mulțumim tare, tare mult. Mulțumim tare mult, doamna doctor, că ați fost alături de noi în această seară. Sănătate multă tuturor, așa cum spune Leri Steffi, eu nu spalc, hai că am nimerit și acest nume. Și nu în ultimul rând, mulțumim tare mult partenerilor noștri, doctor Fito, pentru susținerea în realizarea acestui webinar. Să ne auzim cu bine și să ne revedem cu bine la webinarul următor. La revedere! La revedere!